Emi, vreau să vă spun ceva, să trebuie să citim ceva din Biblie, de fapt să citim unde e roșu, nu? As the weeds are pulled up and burned in the fire, so it will be at the end of the age. The Son of Man will send out his angels and they will weed out of his kingdom everything that causes sin and all who do evil. They'll throw them into the fiery furnace where there will be a weeping and gnashing of teeth. Then the righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father. He who has ears, let him hear. Ok. Vreau să vorbim despre William Faulkner. Am aici câteva cărți de William Faulkner. Asta face parte dintr-o trilogie. Am două volume la mine. Le avem pe toate, al treilea nu știu unde e. Acesta este tipul. Aceasta este o altă carte. Aceasta o altă. Ce vreau să spun? Vreau să spun că domnule, am ajuns la concluzia, ascultând Wyclef Jean, că cam singur popor care știe ceva ce cu lumea asta e poporul nord-american. Toți. Din Panama până la Eschimuș. Ăia știu ce-i viața. Nu știu cum se explică. Iar restul care le iese ceva, efectiv, studiază lumea aceea. Au fost marchești. De exemplu, îți dau un exemplu. William Faulkner. Zice așa. Din punctul meu de vedere, de Sutpen, personajul acestei cărți, trebuie să ne fie milă, așa că trebuie să-i compătimim pe toți cei pentru care omul nu contează. Pe cei care nu cred că fac și ei parte, că sunt și ei membri ai familiei omenești. Bun. Ce vreau să zic? Marques a fost întrebat într-un interviu în anii 80. Care credeți că este valoarea, ceea ce dă valoare cărților dumneavoastră? Și a zis, compasiunea pentru fiecare personaj creat. Pentru fiecare personaj pe care l-am creat, compasiune. Bun. Cartea asta a fost pierdută 2 ani, aici am 4. Ce vreau să spun? Deci, uite, Flow 22. Acum chiar este anul 2022. I gave myself to him and took himself for pay. The solemn contract of a life was ratified this way. The wealth might disappoint myself, a poor proof that this great purchaser suspects the daily own of love. Depreciate the vision, but till the merchant buy, still fable in the isles of spice, the subtle cargoes lie. At least this mutual risk, some found it mutual gain, sweet depth of life each night to owe, insolvent every noon. Ce vreau să spun? Eu nu pot să spui că rușii sau chiar și europenii sau chinezi știu ce e viața asta. America știe. Noi, ca români, am avut întotdeauna o poziție pro-americană, în epoca modernă. De exemplu, Mihail Gogănicianu a fost inspirat în a elibera pe țigani, pe romi, sau români, pe romani, după războiul civil american. Bun. Și ce să spun cu asta? Vreau să spun că, efectiv, acum noi românii, ce trebuie să facem? Bine, trebuie să continuăm ce am făcut.
în anii 50 am fost pro-american, în anii 40 am fost pro-american, în anii 50 am fost pro-american, în anii 60 am fost pro-american, în anii 70 am fost pro-american, în anii 80 am fost pro-american, în anii 90 am fost pro-american, în anii 2000 am fost pro-american, în anii 2010 am fost pro-american, chiar și cu Trump. Și acum trebuie să fim pro-american, că altă șansă nu avem. Și asta, dacă am încercat să învățăm, apoi, ce vreau să mai zic? Mai gândim un pic. Deci zice Pavel către Timotei că din pruncie cunosc Sfintele Scripturi care pot să dea înțelepciune. Nu. Să susținem poporul american care sunt într-adevăr civilizat și ăia din jurul lor sunt toți binecuvântați, de la canadieni până la tipii ca Wyclef Jean. Și ce vreau să spun? E că trebuie să înțelegem că și americanii sunt 350 de milioane și au problemele lor, dar în același timp nu putem noi să judecăm. Adevărat, trupul a fost un caz special la Casa Albă, dar nu putem să judecăm ce hotărăște Congresul American. Și eu mă fui. Noi ca oameni în România să luăm filmele din urmă, să luăm MASH, serialul MASH și să ne uităm la MASH. Dacă s-ar putea și la televizor, să dea iară pe Pro TV. După aia, să ne uităm la ce e acceptabil în X-Files, alea când îți iei doi și mai povestești, nu știu ce. Că-s cam urâți, știi, tipii aia lor. Apoi, să ne uităm la filme precum de Platoon, mai degrabă decât la Rambo, că acolo l-ai ticăit bine. John Rambo. Să ne uităm la The Platoon, Plutonul. Cine știe filmul Plutonul?